Salutare, dragi prieteni, bun găsit la un nou video de pe canalul Pescuit la Crab Sălbatic. Astăzi, pentru că unii dintre voi mi-ați cerut în comentarii, m-am gândit să vă prezint rucsacul meu de pescuit cu tot ceea ce include în el. O să vedeți, nu fac niciun fel de reclamă, pur și simplu pentru că voi mi-ați cerut să fac chestia asta, o să vi-l prezint. L-am de 2 ani de zile. L-am folosit anul trecut foarte, foarte mult, la fiecare partidă de pescuit. Anul acesta l-am mai umplut cu alte chestii. Însă, ce trebuie să știți este faptul că eu îl folosesc și pentru echipamentul electronic pe care l-am. Toate echipamentele, plus monturi și alte lucruri pe care le folosesc la partidele mele de pescuit. Poate voi nu vă luați atât de multe, însă o să explic fiecare lucru pentru ce îl iau și la ce îmi folosește. Acest rucsac costă undeva la 250 de ron, l-am cumpărat acum 2 ani și eram curios să văd dacă prețul a fluctuat, a scăzut sau a crescut. A rămas exact la fel, 250 de ron, l-am luat de la Decathlon, nu e niciun fel de reclamă, dar eu sunt foarte, foarte mulțumit de el. Este foarte comod la transport, este destul de greu, o să-l și cântăresc imediat să vedem. Sunt curios și eu câte kilograme are, dar e destul de greu. Însă este foarte, foarte confortabil cu aceste prinzători, să le zic așa, de spate. Și timp de 2 ani l-am folosit și nu s-a întâmplat absolut nimic cu el. Așadar, hai să vedem cum este compartimentat și cum îl folosesc eu. Fiecare poate să-l folosească într-un mod diferit. Deci are în partea din față un buzunar dublu, este unul mare plus încă unul mic aici. În partea stângă și dreapta câte un buzunar în fiecare parte. Aici sus mai are un compartiment care este împărțit în 3. Aici puteți să vă jucați cu compartimentarea pentru că este pe lipici din ăsta. Și le puteți scoate, puteți face doar două, cum vă doriți voi. Eu l-am împărțit în 3 zone, așa, plus o să vă arăt imediat și ceea ce am în el, bineînțeles, dar vreau să vă arăt prima dată compartimentarea, plus încă la interior, încă un spațiu cât toată această geantă. Deci aici este un singur compartiment, aici încă unul foarte, foarte mare. Bun. Haideți să începem cu începutul și anume buzunarul de aici. Așadar, cum v-am zis, în prima parte este un buzunăraș mic. Aici eu îmi țin actele și permisul de pescuit, plus copie după alte permise și buletin. Așa. Este impermeabil, nu plouă prin el, deci este ok, pot să-mi țin actele înăuntru. Aici am foarte multe tipuri de baterii pentru camere, pentru microfon, pentru senzori, pentru lanternele pe care le am, pentru absolut orice am nevoie. Am baterii de rezervă, nu se știe că merg, stau câteva nopți și voi avea nevoie de ele. Ia să le pun aici jos. Aici mai am niște bețe de chibrit care ard foarte, foarte mult timp, sunt 12 bucăți, sunt din acelea și cu scăpărici, sunt din acelea la care le dai foc și ard câteva minute bune. Probabil ați văzut deja prin comerț așa ceva. Alte baterii, aici pentru pastile de țânțar, bineînțeles, sunt vara, știți că e teroare cu țânțarii și ne mai ajută din când în când. Aici o cutie de 10 cafele 3 în 1. Așa. Un cuțit briceag, o pereche de ciorapi și alte baterii plus o brichetă pentru a prinde toate acestea. Deci un compartiment pare foarte mic, dar credeți-mă, intră destul de multe în interior, fără niciun fel de problemă. Trecem mai departe la buzunarul din stânga, cum se vede aici, și aici am așa, o lanternă de cap, e chiar nouă, încă nu am folosit-o nici măcar o dată, LED Lancer, MH5 dacă nu mă înșel, da, LED Lancer MH5,
O guletă, e cam mare, cam voluminoasă, dar o să iau alta când va fi nevoie, pentru diferite lucruri, cum ar fi măsurarea peștelui, în primul rând, și alte lucruri de care ai nevoie să măsori. O ață, un fir, ceva de genul. O altă lanternă de mână. O lanternă tot așa de agățat undeva noaptea, în caz că am nevoie. De ce mi-au toate lanternele astea cu mine? Este simplu pentru că știți că am mai fost la alte partide de pescuit, unde am rămas peste noapte și ca să nu mă duc acasă, să-mi iau lanterne și așa mai departe, în acest rucsac pun tot ce am nevoie, plec la drum, dacă e să stau peste noapte le folosesc, dacă nu, ele vor rămâne acolo. Un cântar, bineînțeles, pentru cântărirea peștelui sau alte lucruri, bineînțeles, baterii de rezervă am acolo dacă am nevoie. O altă lanternă, tot așa se poate agăța în cort, foarte ușor pe mijloc, se deschide, se aprinde lumina, așa mai departe, și o rachetă de nădit. Știți deja modelul, l-am mai prezentat prin alte videouri pe acest canal. Așadar, vedeți câte lucruri pot încăpea, da? Într-un singur buzunar, dacă vă vine să credeți sau nu. De asta sunt foarte mulțumit de el, de acest rucsac, de asta nu fac reclamă, pur și simplu vreau să vi-l prezint pentru că este absolut senzațional la prețul acesta. Eu am făcut o investiție pentru câțiva ani de zile, îl am de 2 ani, nu m-a lăsat deloc. Îl folosesc în continuare la fel de bine. Cam greu de crezut că pot încăpea atâtea într-un singur buzunar, dar uitați că ele încap. Cu puțin aranjate, încap destul de bine. Trecem la următorul buzunar. V-am zis că mai are unul și în partea asta la altă. Și încă nu este foarte, foarte plin. Aș putea să mai pun unele chestii pe aici. Așa, ce am aici? Două role de fir textil, diferite dimensiuni. Așa, și un polonic, un ibric, pardon, un ibric pentru a-l folosi la cafea, da? Să fac cafeaua. Înăuntru, bineînțeles, că am mai pus trei role, una de monofilament, cel pe care îl folosesc în principal la lansete, la firul principal, plus alte două pe care le folosesc, unul de litcore și unul de un fir textil cămășuit, da? De la CPK sunt aproape toate firele pe care le am. Glowcast este cel pe care îl folosesc, de 0.43. L-am luat o rolă de 1000 de metri, pun la 4 lansete fără niciun fel de problemă, câte 250 de metri și așa mai departe. Bun, deci cam astea au fost în acest buzunar. V-am zis că încă mai ar mai încăpea ceva, cine are nevoie poate să-și mai pună diferite obiecte. Așa, acum trecem la partea de sus, unde eu țin toate electronicele pe care le am la mine. În acest moment am scos camera Sony, da, cu obiectivul. Este destul de voluminoasă, încape însă într-un compartiment din cele trei pe care le am eu aici. Plus microfonul, care și el este destul de voluminos, încape într-un alt compartiment. Camera GoPro și trei baterii externe. Asta este cea mai mică, cele două în acest moment le folosesc la cele două camere. Plus sonarul, îl știți deja, Deeper Pro Plus. O lanternă care se atașează la camera GoPro. Plus, aici mai am niște baterii, niște încărcătoare pentru GoPro. Și cam atât. Plus alte baterii. Iar aici încă o cutie de la GoPro în care îmi țin diferite lucruri pentru GoPro, pentru filmele pe care le fac și diferite încărcătoare, cabluri. Deci încape aici fără niciun fel de problemă toate aceste lucruri electronice pe care eu le iau și le folosesc la partidele mele de pescuit. Așa, iar acum trecem la ultimul compartiment și cel mai important, să zic așa, cel mai voluminos. Am aici, așa, haideți să începem. Un penar, îl știți bine deja, penarul vi l-am mai arătat în alte clipuri, în care am diferite cărlige deja legate, plus
toate lucrurile de care am nevoie pentru a face monturi. Nu chiar toate lucrurile, dar cele mai importante pentru a face monturi, cărligele, fire mono, fluorocarbon, lupt aerul, forfecuță, agrafă și bile, conuri anti-tangle și așa mai departe, litcoruri am aici, plus alte chestii în aceste buzunărașe. Deja știți penalul, nu vi-l mai arăt. Așa. Iar aici am, haideți să luăm lucrurile mai micuțe, alte două role de fir textil, creme pentru țânțari, sucu, o hârtie igienică, o cărpă la nevoie, plus două cutii de genul acesta, pline ochi cu diferite lucruri pentru a le folosi la pescuit. Momitoare, porumb, alte cărlige, da? Multe cărlige, diferite mărimi, colăcei, agrafe, deja unele cărlige legate, momitoare legate, cam asta este în această trusă. Mai am încă una de genul acesta, la interior asta este foarte grea pentru că e plină de plumb. Plumbi, aoleu, am auzit clopoței, deja m-am speriat. Plumbi, diferite mărimi, diferite forme, gripa, pentru undiță, dacă vreau la undiță, saci PVA, saci de gunoi, bineînțeles, la sfârșit, scoatem sacii de gunoi, strângem gunoiul și luăm în mașină cu noi. Clopoței, pentru a face conuri anti-tangle, pentru toate. Săcuți din ăștia de feeder, de fidereală, dacă avem nevoie de fidereală, plute pentru undiță, plumbi, deci cam astea sunt pe aici, v-am zis, mai am și călige de somn, este foarte, foarte grea această cutie, fiind plină cu plumbi, dar vedeți cum încape, la fix încape aici, ia uitați, am căput asta, intră și următoarea. Și penarul, ia uitați dacă pun penarul în picioare, cam cât este, da? Dar îl pun curcat și mi-intră, la fix mi-intră și penarul, și hârtia igienică, și aceste creme, cărlige, și credeți-mă, mai intră și alte lucruri. Aș putea să-mi pun și mămăliga deasupra, sau de ce nu, să pun câteva cutii de bere. Ia uite, dacă am pus cutiile de bere, intră aici perfect, vor 7-8 cutii, am închis și gata. Ia, sunt curios acum, hai să zicem că cele două beri pe care le-am pus și mămăliga fac cât camerele mele. Sunt curios să vedem câte kilograme are acest rucsac în acest moment. Ia să vedem. Vedeți de ce vă ziceam că îmi iau după mine baterii? Pentru că în acest moment m-au lăsat bateriile la cântar. Le înlocuiesc imediat, gata. Așa, astea punem deoparte să le luăm după aia. Ia să pun și bateriile înăuntru. Să vedem câte kilograme, este 0, dar sper să se vadă bine. Și să aflăm câte kilograme cărăm după noi în acest rucsac. Așa, gata, s-a și oprit. 13,590 kg. Sper să se vadă bine. Să arătăm la ambele camere, să vedem care prinde bine. 13,5 kg, da? Deci atât car în acest rucsac și v-am zis că este foarte, foarte comod la transport. Este foarte comod. Nu te doare deloc, poți să mergi câteva sute de metri, eu de fiecare dată merg câteva sute de metri cu el, nu merg kilometri, dar eu zic că e un rucsac, pentru mine cel puțin, este perfect. Aici, bineînțeles, burete, da? Asta este burete aici, ca să protejezi spatele, să nu te lovească.
Cam atât pentru acest video, sper că v-a plăcut. V-am zis, nu este reclamă, dacă vreți să-l cumpărați, dacă nu, nu, vă puteți lua altul mai mare, altul mai mic, cum vreți voi. Pentru mine este foarte, foarte bun. Este exact ceea ce eu mi-aș fi dorit. Bineînțeles că înăuntru nu-mi încape suportul pentru camerele de filmat. Este destul de lung suportul, nu încape rodpodul și swingerii, hangerii am aici, plus multe alte suporturi. Nu încape, dacă vreți aici în acest compartiment, puteți folosi pentru nadă. Eu o folosesc pentru echipamentul electronic, pentru a-l proteja de apă, de lovit. Asta, bineînțeles, se poate folosi și ca o masă aici. Dar puteți folosi pentru diverse lucruri. Vă puneți aici toate boilers-urile, tot ce aveți, nadă, puteți să puneți și ori aici, ori înăuntru, ori în buzunare, unde vreți voi. Eu folosesc doar pentru ceea ce v-am arătat. Cam atât pentru acest video. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați dacă vă place ceea ce fac pe acest canal. Până data viitoare, fire întinse!